Iar guvernul vrea să plafoneze din nou prețul gazelor. Prețul de vânzare al gazelor de la producător la furnizor ar urma să fie înghețat la 55 lei pe megawatt. Până la sfârșitul lunii iunie, în 2021, se arată într-un proiect al Ministerului Finanțelor. Măsura are drept scop oprirea creșterii necontrolate a costurilor gazelor naturale din producția internă, care s-au scumpit cu aproape 30% după liberalizarea pieței care a avut loc la 1 aprilie 2017. Totuși, intervenția guvernului pe piața gazelor ar putea să nu fie privită cu ochi buni de Uniunea Europeană, care ar putea iniția chiar o procedură de infringement pentru a bloca o asemenea măsură. Ministerul Finanțelor a transmis însă în această dimineață că plafonarea prețului gazelor este o măsură comunistă până la un punct, dar necesară întrucât nu există concurență pe piață. Vorbim de concurență. Care concurență în România? Sunt doi operatori principali care zi de zi cresc unul câte unul prețurile. Și celălalt, desigur, se aliniază, că așa e normal să se alinieze. Tot timpul în sus, niciodată în jos. Dar investițiile asumate de cei doi a fi făcute în anii aceștia, normal că nu s-au realizat. Dar prețul crește, fără niciun fel de justificare pe fond. Când faci un lucru de genul ăsta, imediat se repet, de parcă ar fi din altă țară cei care o fac, practici comuniste, n-am niciun fel și cel puțin n-am niciun fel de legătură cu astfel de practică. Chiar dacă am făcut să trăiesc o parte a vieții mele înainte de 29.